Pe de o parte trebuie să ne adresăm Lui ca și înaintea Celui care este Tatăl nostru, plin de bunătate față de copiii Lui. Dar în același timp, trebuie să avem și atitudinea supușilor, slujitorilor Lui care vin să își îndrepte ochii spre mâna stăpânului lor și în egală măsură să zică: Doamne, ce vrei Tu? Doamne, cum vrei Tu? Doamne, facă-se voia Ta. De aceea, îl binecuvântăm pe Domnul, așa cum am învățat și duminica trecută, pentru momentele în care zicem Domnului o rugăciune și Domnul ne dă tot ce am cerut. Dar și pentru vremurile în care poate ne rugăm Domnului și cerem multe lucruri și din ele Domnul nu ne dă nimic. Și am învățat duminica trecută să mulțumim Domnului pentru tot ceea ce este, pentru tot ceea ce ne dă El, pentru tot ceea ce nu ne dă El. Și ba mai mult, pentru tot ceea ce Dumnezeu nu numai că nu ne dă, dar poate ne și ia. Avem și e bun și Dumnezeu ne ia. Pentru că știm că Dumnezeu în tot ceea ce face, face lucrurile să lucreze împreună spre binele celor ce lucrez pe El. Glorie Domnului! Amin!